Bună seara și bun găsit la Un Pont pe Zi, emisiunea care încearcă și chiar și reușește să vă ofere inspirație și informații prețioase pentru pariurile sportive. A fost un weekend reușit din punct de vedere al predicțiilor anunțate de vineri seara și pentru a face bilanțul weekendului și al zilei de luni, discutăm cu colaboratorul nostru și prietenul totodată, Sabin Pârvan. Bună seara, Sabin, bine ai venit! Bună seara, Bogdan, bună seara, pariuri. Da, ieșim dintr-un weekend complicat, pentru că am avut rezultate, precum cel de la Napoli. Am avut rezultatul de la München, Bayern, Leipzig, 0-0. Poate nu mi-ar fi mirat o remiză, dar... Dar cu goluri. Da, exact, cu câteva dar ce ocazii au fost, adică a fost un meci mai spectaculos decât poate unul încheiat, nu știu, poate la egalitate cu Leverkusen Dortmund, care a fost 4-3, da. Deși nu s-a marcat deloc. Exact. Bine, au mai fost câteva rezultate ciudate, spuneam de Napoli, bine, nu mai vorbim de faptul că am avut destule meciuri în care, la fel ca și în Bayern cu Leipzig, așteptam să vină golurile, nu s-a întâmplat. Sevilla a pierdut din nou de data asta la Celta Vigo, în sfârșit, în un weekend cu destule surprize, dar și cu multe pariuri foarte bune propuse de emisiunea Un Pont pe Zi, atât joi seară cât și vineri seară, adică în zilele în care am început să analizăm weekendul. La Inter AC Milan, o partidă fantastic de frumoasă, un meci extraordinar, două reprize diametral opuse. M-am bucurat să o văd pe Milan jucând atât de bine într-un derby cu Inter și, în sfârșit, o creștere de formă bună a acestei echipe. A pierdut în cele din urmă, noi pariasem pe unui și cel puțin trei cornere ale formației AC Milan, 4-2 scor final, știm cum ce desfășurare nebună a partida cu 6 cornere oaspeților. Ambele au marcat în Fiorentina Atalanta, 1-1,5 goluri în partida Everton Crystal Palace. Conturi câștigătoare și din Spania, Spaniola. Uite, Spaniola a obținut primul succes pe teren propriu, 1-0 cu Mallorca. Noi pariasem pauză sau final 1. S-au chinuit, dar și o chestie interesantă, îi invit pe pariori să urmărească lucrul ăsta. Spaniolul avea cotă 2-10, 2-20 la deschiderea piețelor. Ei, au luat o cotă de la vale până la ora meciului. Spaniol mai primea cam 1-50 la victorie, foarte puțin. Drept dovadă că și casele de pariuri s-au convins că în cele din urmă Spaniol va câștiga un meci pe teren propriu, iar Mallorca, cea mai slabă echipă din la Liga în clasamentul deplasărilor, putea fi un adversar debătut chiar și de către Spaniol. Sabina, a fost o zi, scuză-mă puțin, a fost o zi, ziua de astăzi a fost una fericită, poate și din punct de vedere al faptului că Botoșaniu a bătut, nu? 2-1 cu Hermannstadt. Din punctul meu de vedere e chiar bine, deși îmi pare rău pentru Dinamo și pentru fanii dinamoviști, am foarte mulți prieteni dinamoviști, cu această ocazie Dinamo sau după acest rezultat Dinamo a ieșit matematic din cărțile pentru play-off. Da, o să se întâmple ceva și acolo la un moment dat, nu se poate ca o echipă ca Dinamo să pice atât de rău în fotbalul românesc, dar asta este situația. Da, bătălie în 3 până la urmă în Liga 1 pentru play-off. Eu n-aș pune pe această listă, pentru că Botoșanul, viitorul și cu Gazmetan Media se vor lupta până la final. Poate și Sepp și, nu știu, dacă o învinge pe Fece Botoșan și în etapa următoare, viitorul și Media și nu obțin rezultatele așteptate. Viitorul având meci direct cu CFR Cluj, adică o partidă la Cluj, o partidă foarte, foarte grea pentru orice echipă din România. Da, să spun, Sabin, că pontul meu la Leverkusen Dortmund nu a ieșit, deși au fost 7 goluri, Haaland nu a marcat, avea o cotă de peste 2, în schimb a ieșit pontul de la Rugby, că Irlanda bate pe țara galilor. Două ponturi la Rugby. Da, la Franța cu Italia n-am avut chiar atât de mult, am mers și pe varianta unui handicap la peste 24 de puncte și în ultimul minut Italia a reușit eseu și s-a stricat acolo un pic cota. Pe de altă parte, biletul propus a ieșit deși au fost doar două meciuri care s-au jucat, pentru că am văzut ce s-a întâmplat în nordul Europei, mai exact în Marea Britanie. A fost acea furtună Ciara. Au fost foarte multe meciuri amânate, nu doar de fotbal. A fost și situația și în Olanda, la fel s-a întâmplat, la fel și în Germania. A fost derbiul dintre Gladbach și Köln amânat tot din acest motiv. Au fost foarte multe aeroporturi închise și, pe de altă parte, a fost o
situație foarte, foarte interesantă. Nu știu dacă putea fi inclus acest aspect la casele de pariuri, dar ca urmare a acestei furtuni care a suflat cu viteze de peste 150 de km la oră, s-a reușit un record pe al unui avion British Airways pe ruta New York-Londra. L-a străbătut această distanță în 4 ore și 56 de minute, în condițiile în care un zbor normal este cam de 6 ore și un sfert. Iată un nou record din acest punct de vedere al unei curse de linie. Am făcut această mică paranteză și acum facem trecerea spre poker. Am trecut, iată, de la fotbal la avioane și acum vorbim de poker, pentru că este vorba, avioanele ne poartă, un avion cu siguranță îi va purta spre Las Vegas pe fericiții câștigători ai campanii realizate de 888 Poker și Poker Fest România, care organizează show-ul Road to Vegas, o campanie de calificări către World Series of Poker 2020, care va permite oricui va avea 21 de ani împliniți în luna iunie să meargă în Las Vegas și să joace în evenimentul Crazy Eights, turneu cu brățară de aur și $888,888 premiu pentru campion. Călătoria spre Vegas începe online în fiecare vineri la ora 22. Va fi un turneu online pe 888 Poker. Drumul către Vegas nu a fost niciodată mai accesibil cuiva. Un turneu online simplu și profitabil, un show TV săptămânal și apoi în Las Vegas, cu puțin noroc, oricine se poate umple de faimă și mai ales de bani în cea mai generoasă promoție făcută vreodată în pokerul românesc. De la această, să spunem, promoție legată de pokerul care practic oferă, iată, șansa pentru 12 jucători pasionați să evolueze în Las Vegas pe scena cea mai strălucitoare a acestui joc. Facem o recapitulare, practic suntem în primele minute ale zilei de 11 februarie și o să vedem cele mai importante evenimente petrecute de-a lungul timpului în lumea sportului. În primul rând, în 1934 s-a născut britanicul John Surtees, care avea să devine singurul om din istorie care a câștigat titlul atât în Formula 1 cât și în campionatul mondial de motociclist viteză chiar de 7 ori. John Surtees a murit în 2017, a fost campion în Formula 1 în 1964. Apoi în 1963 s-a născut José María Baquero, fost jucător important în Barcelona lui Johan Cruyff, campion al Europei în 1992. În 1970, John Lennon a plătit 1.344 de lire sterline reprezentând amenziile pentru 96 de persoane arestate pentru că au protestat la adresa Naționalei de Rugby Africii de Sud, care juca în Scoția. Motivul protestului viza politica de apartheid a Africii de Sud și mai ales tratamentul la care era supus Nelson Mandela. Abia peste 20 de ani el avea să fie liberat, dar gestul lui John Lennon a reprezentat și el un protest în sine. În același timp, în 1972 s-a născut Steve McManaman, fostul mare jucător al lui Liverpool și Real Madrid, și tot în același an s-a născut și Kelly Slater, cel mai mare surfer din istorie, cel mai titrat campion din toate timpurile, de 11 ori campion mondial Kelly Slater și ulterior actor la Hollywood. În 1983 s-a născut Rafael van der Vaart, fostul jucător al lui Ajax, Hamburg, Real Madrid și Betis Sevilla, printre altele. Iar în 1990 James Buster Douglas a produs una dintre marile surprize din istoria boxului profesionist, învingându-l pe Mike Tyson prin knockout în runda a 10-a într-un meci pentru titlul mondial disputat la Tokyo. De la evenimentele importante ale zilei de 11 februarie, mergem acum la meciul zilei Unibet. Meciul zilei Unibet vine din Championship, este o confruntare extrem de importantă între Brentford și Leeds United. Leeds într-o scădere evidentă de viteză după ce a obținut doar două victorii în ultimele 10 runde. Sabin, ce ponturi ne propui pentru acest joc? Avem, mai înainte de toate, avem cotele partidei, 2.55 victorie Brentford. La remiză o cotă de 3.30, să nu uităm că totuși nu sunt două formații care au multe remize cotabilizate în acest sezon. Brentford doar 5,
Lead 7, formații care joacă la Victorie și din fericire pentru ele și-au atins ținta de multe ori în acest sezon, cu 16 victorii de echipă. Câștigă Lead cota 2,90. Alte variante extrase din oferta agenției Unibet, gazele cel puțin două cartonașe, o cotă de 1,68, totuși este un derby, pariurile pe cartonașe ar putea să fie luate în calcul, deși vorbim de o ligă în care se acordă rar și greu avertismente. X la pauză, cota 2,08 și gol în ambele reprize la o cotă de 1,77. Înainte de toate, 274 de pariuri oferă Unibetul pe această partidă. Cel puțin această cifră, pentru că cei de la Unibet au acea opțiune exclusivă de a combina mai multe pariuri pe un singur meci. Până la 12 pariuri se pot combina pe un singur meci. Practic, Leeds, Brentford, dacă vrem să pariem, nu știu, X2 peste 1,5 goluri, peste 5 cornere, peste 2 galbene echipa gazdă și X2 repriza a doua, dau un exemplu la modul general, se poate face chestia asta la Unibet. E foarte important de spus lucrul ăsta, pentru că sunt foarte mulți pariori de mare calitate care ne și urmăresc acum ce simt un meci. Ajung să înțeleagă exact ce se va întâmpla într-un meci, analizându-l foarte bine. E, ăla e momentul în care poți să-ți construiești un bilet de pariuri cu un singur meci. Este senzațional. Pe lângă această variantă, cei de la Unibet mai vin cu o serie de lucruri foarte frumoase pentru toți pariorii. Ponturile noastre sunt sub 3 goluri asiatic, cota 1,42 și X2. De ce sunt 3 goluri asiatic? Pentru că, spuneam, este o partidă chiar pentru promovarea directă. Leeds, locul 2 după seria de rezultate negative din ultima perioadă, cu 55 de puncte. Brentford, locul 5, însă la doar 2 puncte de Leeds. Cu alte cuvinte, dacă ar câștiga meciul de mâine, trece peste Leeds. Deci, de ce nu? Poate chiar pe locul 2 al clasamentului, Fulham și Nottingham, zicem noi că n-au meciuri foarte complicate în această etapă, dar nici nu putem paria direct pe viitorile celor două, Fulham și Nottingham fiind formatele de pe 34. X2, dacă, sau pentru cei care urmăresc championship-ul, știu că astfel de situații în care o echipă care domină o bună parte a sezonului, ușor, ușor se prăbușește. Motivul este destul de simplu, pentru că în championship se joacă la foc automat și dacă nu ai un lot foarte consistent, problemele sunt mari. Dar și mai este o problemă, scuză-mă, Sabin, cel puțin în ceea ce o privește pe Leeds și, de fapt, echipele lui Marcelo Bielsa. Țin minte ce s-a întâmplat și la Olympique Marseille, când a fost lider la jumătatea sezonului și abia a reușit o calificare în Europa League. Acum, la fel, și sezonul trecut, aceeași situație s-a întâmplat. Leeds a avut un avantaj clar și, până la urmă, nu a ajuns nici măcar în finala play-off-ului. Totodată, are doar două victorii în ultimele 10 etape. La jumătatea lui decembrie încoace a obținut doar 9 puncte din 30 posibile și să nu uităm că la un moment dat Leeds avea 10 puncte avans, 11 puncte avans în urmă cu 10 etape și acum este pe locul secund la 4 puncte de West Bromwich Albion. Mai spun și eu câteva informații legate de această partidă. Brentford este neînvins în ultimele 9 meciuri de acasă cu Leeds. Ultima victoria lui Leeds la Brentford a avut loc tocmai în 1950 și totodată Leeds a pierdut ultimele 6 deplasări în campionat la Londra, deci e un teritoriu mai puțin fast pentru echipa lui Bielsa și totodată Leeds vine după ce a pierdut de 4 ori în ultimele 5 etape. A fost învinsă de Nottingham Forest. Spunea Bielsa că nu jucătorii sunt de vină, nu putem cere mai multe eforturi din partea jucătorilor pentru că avem toate resursele să învingem orice echipă din Championship și jucătorii dau totul. Dacă ai jucători de valoare și dau totul pe teren, concluzia este evidentă. Trebuie să înțeleg faptul că eu sunt cel care trebuie să găsească soluții. Cam asta este situația la Leeds. Va fi interesant de văzut, foarte interesant acest duel, fără doar și poate. O întrebare, Sabin, doar voiam, pentru că mai sunt prieteni care m-au mai întrebat și voiam, te rog, dacă poți să explici puțin ce înseamnă acest sub 3 goluri asiatic, pentru că nu toți cei care ne urmăresc poate înțeleg exact, sunt evident pariori înrăiți, dar și sunt unii care sunt cumva mai la începuturile acestei activități și vor să cunoască mai multe amănunte, ce înseamnă exact. Practic este un sub 3,5 goluri
care ne oferă însă o șansă de câștig în plus, bine, la o cotă ceva mai mică, la o cotă ceva mai mare, pentru că în cazul în care vor fi exact 3 goluri marcate în meci, pariul nostru primește cota 1. Cu alte cuvinte, devine nul pariul, s-au scris exact 3 goluri, pariul este anulat. Dacă am avea un bilet construit cu această variantă, pariul de pe biletul nostru ar avea cota 1. Dacă se vor marca 0, 1 sau 2 goluri, pariul este câștigător. Evident, dacă trecem de 3 goluri, 4, 5 și așa mai departe, pierdem pariul. Cu alte cuvinte, variantele asiatice sunt undeva la mijloc între acele pronosticuri clasice peste 2,5, sub 3,5, sub 2,5, peste 3,5 și așa mai departe. Oricum, la pariul 1-2, noi venim în sprijinul tuturor jucătorilor care vor să afle informații despre aceste pariuri și avem articole dedicate chiar pe variantele de pariere asiatice. Intrați acolo pentru că ele sunt mult mai multe, noi ne ocupăm de cele mai simpluse, dacă vreți, dar ele sunt mult mai multe, -1,25, -1,75, +1,25, +1,75, de multe ori acestea venind în sprijinul pariurilor și garantând câștiguri care poate altfel nu ar fi venit. Bun, facem acum o trecere, o să vorbim și de alte meciuri din Championship care se joacă mâine, însă până atunci vă propun să urmărim câteva imagini de la cel mai fierbinte derby al weekendului din fotbalul mondial, aș putea spune. El Clasico de Avellaneda, Racing Club Independiente, a fost o partidă formidabilă cu 4 cartonașe roșii, iar Racing s-a impus cu 1-0 după ce a jucat aproape o repriză întreagă în 9 oameni. A fost o confruntare absolut fantastică, este considerat al doilea derby ca importanță, ca magnitudine în Argentina, ținând cont de faptul că sunt echipele cele mai titrate după Boca Juniors și River Plate. A fost un spectacol total în tribune, este o atmosferă incredibilă. Spuneam și vineri că este un derby aparte, tocmai pentru că stadioanele celor două cluburi sunt foarte aproape, la doar 300 de metri unul de celălalt. Calle Alsina este numele străzii care le leagă, dar în același timp le și desparte cumva, pentru că acolo sunt familii în care un frate ține cu Independiente, unul cu Racing, mama cu, la fel cu o echipă, tatăl cu cealaltă. Am întâlnit cazuri de genul acesta, chiar Sabin știi foarte bine că a fost practic un proiect susținut și de pariuri 1x2.ro, deplasarea din octombrie în Argentina. Chiar am fost în Avellaneda și am văzut acolo cum se trăiește practic fotbalul. Aici a fost o partidă cu totul la parte și spun asta pentru că iată, în minutul 40 portarul chilien al lui Racing, acesta este El Cilindro, așa este cunoscut stadionul lui Racing, pe numele oficial președinte Juan Domingo Perón. În minutul 40 este eliminat portarul chilien Arias, apoi în minutul 46 cei de la Racing rămân în 9 oameni, vede roșu și Sigali. Arbitru este Patricio Loustau, unul dintre cei mai renumiți din America de Sud. Și apoi să spunem că la Racing acum antrenor este Sebastian Becasese, cel care în prima parte a sezonului era la Independiente, a fost demis. Chiar era atunci la meciul la care am asistat cu Argentinos Juniors, meci pierdut de altfel acasă cu 1-0 de Independiente. Acum cu Racing, iată, situația este cu totul alta. Racing a ajuns la 8 meciuri la rând fără înfrângere în campionat. Pe final, evident, frustrați cei de la Independiente și au pierdut cumpătul și au fost, de asemenea, au avut 2 jucători eliminați. Și ce este mai special, golul pe care duce victoria lui Racing este înscris de Marcelo Celo Delgado, un jucător cilian, un mijlocaș care a jucat și în Champions League pentru FC Basel, a mai evoluat și la Celta Vigo și la Hamburg, a evoluat chiar împotriva celor de la Steaua în Champions League în 2013 și acum a adus victoria echipei sale. Vedem și tensiunea imensă din finalul acestei partide. O să vedem pe de altă parte și câteva imagini inedite imediat după ce se termină acest montaj. Într-adevăr, o să vedem
ce a făcut Delgado înainte de a marca golul. Sunt imagini incredibile. Sabin, o să te rog să comentăm împreună. Bine, dacă poate fi comentat ceva mai mult, degrabă să ne amuzăm. Pentru că iată ce face Marcelo Delgado, cel care avea să aducă și victoria lui Racing. Să spunem că la Racing joacă și Lisandro Lopez, fostul atacant al lui Porto și Olympique Lyon. Iată, primește o banană din partea antrenorului Becasese și începe să o mănânce, doar că nu o termină prea repede, o savurează. Îl vedem jocul Serie A chiar cu banana în mână. E timpul meciului, nu? Exact. Uite, aleargă cu banana în mână, mai ia câte o gură și acesta este jucătorul care aduce victoria. A dat și o pasă, trebuia, cu banana în mână, da? Da, fotbalul sud-american este special și va rămâne special. Bine, calitate fantastică, dar și prin chestii de genul ăsta va rămâne aparte. Da, este cu siguranță faza weekendului, cel puțin în fotbalul mondial. Așadar, Racing Club Independiente s-a încheiat 1-0. Racing în preajma locurilor fruntașe, poziția 5 în acest moment, Independiente pe locul 14. Mergem mai departe și vedem alte ponturi din fotbal. Spuneam că avem și alte partide din Championship, dar nu doar, avem și din League One, Liga 3, din Anglia, din League 2, din Portugalia. Apropo de Portugalia, în weekend am anticipat, vineri mai exact, am vorbit de 3 partide din campionatul Portugaliei, ajutat și de Vlad Lobo, colaboratorul nostru din Portugalia. Ne-a spus la Porto Benfica, ambele machează o cotă de 1.72, care a ieșit la Famalisau Guimarães și a fost 0-7 peste 2.5 goluri, cotă 1.95. A ieșit singurul pont care nu a fost câștigător, a fost la Braga Gil Vicente 1 și peste 2.5 goluri a fost egal. Însă, spuneam, avem meciuri importante acum în Championship, cel puțin. Sabin, te rog frumos să ne prezinți oferta redacției Pariuri1x2.ro. Ok, Barnsley Birmingham, gol până în minutul 40, cota 1.45, un meci cu miză pentru gazde care vor să mai urce puțin acolo în subsol. De partea cealaltă, Birmingham, dacă menține ritmul, ar putea să atace pe turnant chiar un loc de play-off, deși distanța acum este mare. Miza jocului face până la urmă diferența, se va juca intens în primul minut. Nottingham cu Charlton, pauză sau final 1, cota 1.42. Doar 10 puncte câștigate de Charlton, 15 deplasări, multe goluri primite. Nottingham, formație cu ambiții de promovare. Swansea, Queen's Park Rangers, 1 cu handicap 0, cota 1.46. Queen's Park a pierdut ultimele 5 deplasări și nu a mai câștigat pe terenul galezilor de peste 20 de ani. Lot tână pentru Queen's Park, poate se clădește ceva frumos acolo, dar deocamdată lipsa de experiență spune cuvântul. Sabino, o întrebare, te rog, și aici la 1 cu handicap 0 să ne mai... La remiză banii înapoi, în cazul în care meciul se termină nedecis, remiză, egal, pariul primește cota 0. Este un 1x în cotă mai bună, este un în schimb, cu x-ul nu câștigăm. Cu alte cuvinte, ar trebui să bată Swansea ca pariul să fie câștigător. La remiză, dacă meciul se termină la egalitate, pronosticul nostru primește cota 1. Okay. Mai avem în Anglia, în League One, Peterborough cu Southend, 1 și peste 1.5 goluri, cota 1.47. Southend, alături de Bolton, va lua drumul Ligii a 3-a, dar Bolton din motive, Ligii a 4-a, dar Bolton din motivele știute a fost penalizată. Southend pur și simplu nu poate ține ritmul. Sunderland cu Rochdale, 1 solis, cota 1.40, Lefferty, Chris Maguire, Aidan McGiddy, John Declan, echipă bună pentru Sunderland și experimentată, poate promova în acest sezon. În League 2 avem un Caroline cu Cheltenham sub 3 goluri asiatic, varianta explicată mai devreme, cota 1.40. Peste o treime din meciurile sezonului au terminat cele două la egalitate, două formații ce iubesc rezultatele de egalitate. Crewe cu Crowley, 1.04 goluri, cota 1.40. Crewe este a doua clasată, are șanse bune la promovare. Benfica să se califice, în sfârșit, după duelul Farmalisao se pronunță, cred. Da. Oaspeții marchează cel puțin două goluri, cota 1.78.
Și un meci ceva mai strâns în Fenerbahce, Kirklareli, ok, sunt 4,5 goluri, cota 1,40, pentru că în tur a fost 3-0, pentru Fenerbahce, practic, calificarea în semifinalele de cupe este jucată, Vulturii nu au motive să forțeze într-un retur fără nicio mică. Bun, sunt și câteva mesaje, mai multe mesaje venite și pe pagina de Facebook, pariul 1x2, un pont pe zi. Spune aici Cătălin, Brentford sub 1,5 goluri în fiecare repriză, pauză sau final X. Dorinel spune Brentford 1X. Sunt mai multe mesaje și, din păcate, nu avem timp să le citim chiar pe toate, unele chiar foarte, foarte interesante. Mergem mai departe și vedem care este supercota zilei. Da, la supercota zilei avem tot un meci din Anglia, este vorba de Barnsley cu Birmingham City. Sabin, te rog frumos, vii să ne ajuți și aici. Ok, încercăm un X2 și ambele marchează, cota 2.45, vorbeam și mai devreme de acest meci. Birmingham pornește cu prima șansă prin prisma valorii, a formei de moment, în timp ce gazele luptă pentru menținerea în ligă. Până la urmă o remiză ne aduce pe plus cu această variantă într-o cotă foarte bună, 2.45, este din punctul meu de vedere un pariu inteligent selectat. Da, într-adevăr, Barnsley în momentul de față este în zona locurilor care duc în liga inferioară, în timp ce Birmingham City este undeva pe poziția 15-a, aproape de jumătatea ierarhiei. Foarte interesant și acest pont, o cotă deosebită, 2.45. Vedem acum și care este biletul zilei Sportingbet. Și aici avem meciul Barnsley-Birmingham, însă cu un alt pariu. Avem și tenis și hockey. Sabin, care sunt ponturile pariu1x2.ro? Avem acest meci de tenis, ATP Argentina Gere cu Cerundolo, sârbul, jucător de top 35 mondial, adversarul său ieșit din top 200, unul solist, cota 1.36, peste 1,5 goluri la partida lui Barnsley și un meci din prima ligă a Rusiei de hockey, Spartak Moscova cu Magnitogorsk, peste 3 goluri asiatic, cota 1.22, puse pe același bilețel, cele trei variante ne dau o cotă de 2.02. Avem bilanț 5-5 în această lună cu biletul în cota 2. Astăzi ne-a făcut o FCSB-ul, nu avem ce să facem, nu am jucat noi, un rezultat surprinzător contra unei echipe, până la urmă, la retrogradare, Clinceriul, care, în schimb, s-a apărat foarte bine. Da, cam în ultima vreme FCSB-ul încurcă destul de mult ploile pariorilor. Ce se întâmplă? Da, e o echipă care a avut acea revenire frumoasă pe final de an, dar să fim serioși, o simțeam pe FCSB că are un ritm puțin forțat. Poate că erau jucători acolo care doreau să facă în iarnă pasul pentru o echipă mai bună, că și discutau de transferuri foarte, foarte spectaculoase. Unele dintre astea nu s-au mai concretizat și iar FCSB a intrat în ritmul ei clasic de competiție. Să o vedem totuși în play-off, pentru că simt că bătălia bucureștenilor cu CFR Cluj va fi foarte, foarte interesantă. O bătălie în care Craiova, poate chiar Astra, să vedem viitorul ce o să facă, vor avea un cuvânt important de spus. Da, spuneam că avem, chiar tu spuneai, Sabin, fotbalul sud-american oferă foarte multe momente inedite, cum am văzut mai devreme cu Delgado mâncând banana în timp ce și alerga pe teren. În același timp, de mâine revine în acțiune și fotbalul din America de Sud, din cupele interțări, avem meciuri, cupele intercluburi, Copa Sud-Americana și Copa Libertadores, sunt meciurile din preliminari. O să discutăm însă despre acestea și nu numai în ediția de mâine seară, așadar la miezul nopții vă aștept din nou la un pont pe zi. Mulțumesc aici, mulțumesc pentru această
Da, pentru acest ajutor, Sabin, vedem și care sunt ponturile din celelalte sporturi. Avem din hockey, din tenis și tenis turneul ATP de la New York și ATP de la Rotterdam. Sunt de asemenea câteva cote foarte interesante, iată și o cotă de 2. Sunt, iată, ponturi care pot să vă suplimenteze câștigurile. Mulțumesc, Sabin, încă o dată pentru sprijinul de la această ediție. Eu sunt Bogdan Socol, o seară excelentă, la revedere!